Stan, zis și Ipate, sau la orice treabă, pe Stan pățit un treabă. Scenariu radiofonic de Sanda Socoliuc, după povestea Stan pățitul de Ion Creangă. Maică, am venit să te întreb iară, oi luau-o, oi ba pe Măriuca lui Ștefan. Omul-i gata să facă nuntă, gata. Te așteaptă ca pe turta cea caldă, Stane. Păi, vezi, Matale, babă, încă n-aș vrea să mă ripied așa la însura, vrei, stână încă. Și Măriuca are vreme să aștepte, vrea un soarte mai bun decât mie. Hai, stai să... Auzi, neică Stane, îți spun eu, că-mi pare că suntem de un leac. Viața fără muiere și copii e ca popa fără antiriu. Ia, când mă duc eu acasă, trei năzdrăvani mă trag de haine de le-am adus niscaiva scofeturi. Și femeia mă boscorodește în legea ei. Iar eu simt că nu-s degeaba pe pământul aia asta. Iar s-am bătat. Necă Stane. Auzi? Mă, am o cumnată, un boboc de fată, care s-ar vrea la casa ei cu un bărbat cum este dumneata. Ce zici? Nu mă înrudi? Băi, dacă n-ar fi visele astea rele, nu zic ba, dar nici nu-l vine a spune. Deocamdată, știi, așa... Hai, noroc del mare, noroc! Hai să trăiți, mă, stare, mă! Dar de unde vii de la tâșoate, slab? Mă, Ione, de pălea, cocul cu flăcăi, de pe unde, de unde o să vin? Păcatele mele, mă duc la cășoara mea. Să-ți fie ziua bună, mă, Ione! Apoi, bună, bună, băiete, să-ți fie și ție. Acum zic și eu să-ți fie zi bună, dar parcă tot mai bun ar fi dacă avea o femeie lângă tine, adică să ai o nevastă acolo. Ia zi, tot nu te-ai înșurat? Nu, moșule. La toamna viitoare, poate, prin sănătoare noi lucruri de dumneavoastră. La toamnă, la iarnă, la primăvară, bă, ai încălecat nevoia, ai de toate cele, ai ridicat o cășoară frumoasă, nu-ți mai lisește decât o femeie, o nevastă acolo care să-ți facă o liotă de copii. Ei, moșunică, e o vorbă, știi, până la 20 de ani omul se însoară singur. Așa. Până la 25 îl însoară alții. Până pe la 30 babele îl mai pețesc pentru vreo fată mai sărmană. Brei, iar după vârsta aici... De la 30 de ani din sus, numai dracu-i mai vine de hac flăcăului topnatic. Aure. Și tu, Stane, ai cam ajuns la ferească Dumnezeu, la mâna dracului să-ți găsească nevastă. Stan al nostru nu era deloc prost. Auzise prea multe despre ce careva să zică o nevastă. Muncise de se spetise pentru bruma de avere pe care o adunase cu încetul și mulți oameni din sat trăgeau nădejde să și-l facă ginere. Dar degeaba se osteneau și babele și prietenii și vecinii că Stan nu se dădea prins în jugul însurătorii. Era scum la vorbă și harnic la treabă, cu minte ca o fată mare. Dar toate merg ușurel până când se întâmplă ceva nemai întâmplat. Odată s-a trezit omul nostru cu noaptea în cap, a făcut repejor o mămăligă,
A pus-o în traistă dinpreună cu o bucată de brânză, a înjugat boi la car și a plecat la pădure să aducă niscaiva lemne. Doamne, ajută să fac rost niște lemne. Bunii foxii să nu dau piept cu alții gleam prin întunecata istă din pădure. Ruga i-a fost ascultată și omul a ajuns cu bine în pădure. A tăiat lemne uscate până a umplut cu vârf carul, le-a dat boilor să rumege paie uscate și s-a apucat și el să mănânce din mămăliga și brânza aduse de acasă. S-a săturat ca un creștin ce era și s-a gândit că era vremea să o pornească înapoi spre casă. Ai, iaca, mi-a rămas un boz munițial de mămăligă și o leac de brânzucă. Te mir cu ea, prinde bine să ia câteva îmbucături. Ia, să pui o boță de brânză aici pe buturugă, să se sature vreo lidioană cu el. A zis și Bogda proste în cai. Eu, dar și-am doamne de vorbesc eu cu mine însumi. Singurătatea batovinea. Păi, mă joiane, mă balane, haideți mă acasă, băulenilor, că acu se întunică. Ei, Doamne ajută! Tocmai când Stan ieșea din pădure, s-a pornit din senin o viforniță atât de cumplită, de ziceai că nu mai scapă ființă vie din calea ei. Se întunecase în plină zi, ca noaptea fără lună, și nu știai dacă vântul șfichiuia mai mult a ploaie sau mai mult cu ninsoare. Era urgia lui Dumnezeu, ce mai? Dar vedeți că, tocmai la o astfel de vreme, caută dracul să bage omul în ispită. Ia adunați-vă aici lângă mine, arză vă ară focul, înghețați-mi! Da, stăpâne Scarauschi! Da, aici suntem stăpâni! Am găsit drăcoveria! Ei, slujilor, văzut ați ce vreme prielnică nouă ăstora din iad le dă Dumnezeu de sus prăpădiților de muritari! Da, am văzut întunețimea ta, are fiecare ce merită. Hai, luți, urniți-vă, scârbavnicilor, ați trândăvit destul pârpălindu-vă pe lângă flăcările iadului. Negricioșilor, vă poruncesc să lăsați lenevia deoparte. Ce să facem, stăpâne? Unde să ne duci? Unde să ne duci? Pe cine să băgăm în ispită? Spune cine să băgăm unde să ne ducem pe cine să... Ia n-auziți purcații! Purcații! Cum? Pe cine? Pe muritorii cei de pe pământ. Ia apucați-o voi toți, draci mai mari și mai mici și mai mari și mai mici și mai mari, care încotro! Duceți-vă! Răspândiți-vă pe aici, pe colo, și căutați să vârâți vrajbă între oameni. Faceți-i să-l hulească pe el de sus, să se bată, să se ucidă, să intre în păcat. Vârâți-vă cozile care pe unde puteți, să nu se întoarcă unul dintre voi fără a-mi aduce un suflet, că iadul ăsta are mereu nevoie de alți și alți păcătoși. Hai, pieriți din calea mea! Furisinților! Am zis! Pieriți din calea mea, hai! Am zis!
Nu am aflat care vor fi fost isprăvile altor trimiși al lui Skaraotski, dar s-a păstrat povestea unuia care, mai prizărit și neștiutor fiind, a numerit tocmai în pădurea din care plecase Stan cu un car plin de lemne. Miroasă om pe aici. Da, eu dură de muritor. Dar muritor, unde noi mai noi? Crăptișor de sudeie naiva. Valeu, și cu și obrazul o să mă înfățunșez eu înaintea lui Skaraotski. Am umblat atâta cale și n-am avut un ghimbanaș și eu coada să ispit ciesc la rău pe careva. E bine, îi drept că nu am decât o prăpădită de codiță îmbârligată și nici eu nu-s prea mare și de aceea cred că nu mă pricep la treburile drășești. Alou, alou, așa mi-o foame, devine să urlu. Ia uite cu alea un boaț de mămăligă. Pișoata e asta. Nu. Să iau și eu o bucătură. Să mai prind puteri. Mă, ce bună e, băi. Și-are sărăcuță de brânză. Aolea, de brânză și buri. Ai stat, da, noroc. Mănânc și mă întorc în iad, la căldurică. Și-o fi... Oafie! Drăgușorule, ai făcut vreo isprava azi? Ai arvunit și tu? Vezi că ai va, suflete! Ce vă tremuri ca varga, vai de cap! Auzi? Ce ai făcut? Nu mare lucru, stăpâne! Vremea a fost cum a fost și singurul om care a trecut prin pădure mi-a scăpat! A plecat înainte de a da eu de el! Atât, chirică! Numai atât ai să-mi spui? Atât, antuneșina ta. Adică, drept e că ne-am astâmpărat și eu o lecuță foamea cu un boz de mămăligă cu brânză, mi-a cu beabă. L-am găsit acolo pe buturug, știi? Așa ce vorba, urciune. Dar ai tu habar ce a zis omul acela când a lăsat bosul de mămăligă pentru cine ar fi să-l mănânce? Nu știu, Mariette Skaraotski. Păi bine, măi! Măi, drage, cum o să ajungi tu să ghicești gândurile oamenilor când nici și-au grăit cu voce tare, nu știi? Cine deși de să am îndeal de ăia ca tine? Ei, las că te învăț eu, minte prostovară! Ce milă din mine, stăpâni întunecate. Nu, lasă-mă pace. Nici o milă, chirică. Și nu o să scapi ieftin. Doar cu o copită pe care ți-aș fi tras-o eu altă dată, știi tu unde. N-ai să vezi așa ceva. Nimeni nu vede pragul de jos câtă vreme nu se izbește cu capul de pragul de sus. Omul acela a zis că de-o mânca cineva boțul cu brânză, da? Și lighioană de-ar fi, da? Să-i zică un Bogda prost de acolo. Ai zis? N-am zis, că n-am știut săracul de mine. N-am știut. Acum e musai să pornești spre casa lui, ca să-l slujești cu mare credință, la ce te opune el, acolo, timp de 3 ani de zile. Oh, no, oh, no, no.
nu, dragovenia ta! Nu, dă-mi altă pedeapsă mai blândă, te rog, dă-mi altă pedeapsă mai blândă! Uite, pune-mă la curățat iadul, să stau umflă pe trei zile și trei nopți, oricita! Nu mă trimite printre oamenii ăia pruști! Și urât mirositor, te rog! Să n-aud vorbă, diavole! Sunt eu sau nu sunt tartorul vostru? Ești stăpâni, Atunci, ascultă-mă bine, să nu primești de la dânsul Simbrie în bani, ci să te tocmești ca să poți lua din casa lui ce-i vrea tu după ce s-or împlini ăia trei ani de slugăreală. Vezi, să te deștepți, să-ți cotocești creierul și să alegi bine ce-i vei lua din casa lui Stan Zis și Ipate. Pricepi? Trebuie să iei ceva care să fie de bună trebuință la talpa iară. Văzut ai că au început a putrezi căpătriile împărăției, au ba? Văzut, stăpâne, da, altcumva nu se poate, stăpâne, tirană. Nu, să-ți vină mintea la cap și să aduci ce trebuie ca să întărim talpa iară. Gata, hai! Ia-ți tălpășița, să nu cutezi a face altfel decât ți-am poruncit. Nepricopsitule, dispare din ochii mei. Hai, dispare. Iată-mă și în lume. Dar ce să fac? Poruncă e poruncă, păcatele mele. Ce aveam să fac? Ia uite cât am eu de pătimit pentru o înghițitură de mamaligă cu o leagă de brânză întrânsă. Puh! Dar oare m-o primi stana asta la muncă? Așa pipernișit cum sunt? Eu de acu' semăna băia de oameni ca toți oamenii. Jerpelit și zgribulit, dar... Poate că tocmai așa e o finile din mine. Ia ca și casa lui Stan. Să intru. Ia, hai să intru. Cocoța pe poarta mea, mă, băieții, mă! Alo, nu-ți găseai și era, vrei să-i sfârșie câinii? Mulțumesc, stăpâni, că ți-ai chemat cotarele! Ia dă-te jos de pe poartă, mă! Ia zi, de unde vii și ce cauți pe aici, mă, țâcă, mă! Păi, spaima câinilor! Stai, mă dau jos, eu bădică... Mama, și eu un băieț sărman din lumea largă. N-am mamă, n-am nici tată, dar vreau din toate inima să intru și eu la stăpân, știi? Mă, cochile, mama, nu știi ce vorbești, mă. Nu te vezi ce prăpădit ești? Nici gâșele n-ai putere să le paști. Câți ani ai? Că nu par mai răsărit de 8-9. Ba, am vreo 30 de paști de... Mama. Ohi, că vorba și aia. Vrad ei tot pui, dar nu mai dracu știe de când îi. Doamne, iartă-mă. Ori straile tale poșititi fac să arăți frieje și încărșit. Mai, cum te cheamă? Că de nu spui, n-am cum să te strig. Ia mă, cheamă Chirică. Chirică și atâta. Chirică, parpalecule, bată-te să te bată Dumnezeu, mă. Nu cumva ești botezat de Sfântul Chirică Șchiopu? Îl le ține drași de păr? Ai, da, și știu eu de Sfinț, bădii. Că mie Chirică îmi zice și aici stau sunt. Ei, o fi o mic, da, la treabă se vede omul și poate și la dumneata cu mine, a? Și apoi, nici eu nu știu cum te cheamă, matale, gospodariule. Stan, îmi zici Stan, dar și Ipate. Știi, Ipate ăsta e un nume pe care mi l-au dat babilii din sat când m-au descântat de ochi. Aha, păi așa te ții, matale, păi cunoști dumneata cânti cu așa la Ipate, dă ochii pe spate și face cu mâna să-i mai dai una. Bă, dracul ești tu, mă, Chirică, mă. Bă, mai pleci din pălărie, mă. Păi și al dragului și parcă fi drăgușorul de picomoară. E,
Pe toate le știi ca un om mare. Ia să vedem, mă, dacă știi să-mi răspunzi mila și militura asta, mă. Lată peste lată. Peste lată, îmbujorată peste îmbujorată, crăcănată peste crăcănată, măciulie peste măciulie, limpezeală peste limpezeală, gălbeneală. Și peste gălbeneală, huduleț. Huduleț! Auzi, dar îmi dai și mie o hrincă dacă ai ghisit? Păi îți da. Dar să te aud dacă ai ghisit? Hai, ia ca și este. În fața casei sunt vatra. Fiste vatră focul, pirostrilii și-a unul cu apă întrânsul, faina din malaș, mielestieu din mesteca, mama liga! Mă, cirică, mă-mi place, mă, că nu ești prost de tot. Ia să-mi spui cât vrei să-ți dau pe un an ca te tocmești la mine. Ei, păi eu nu mă tocmesc decât pe 3 ani odată, vădii, pentru că nu-s de așa la care umblă din stăpân în stăpân cu coșnița în schinare. Bine, cu atât mai bine, mă, chirică. O încădea la învoială dacă îmi spui cât i parale îmi șe. Da, de parale n-am eu nevoie, dar sunt dat de mâncare și nisca la treanțe din bracat. Iar când s-o plini, ai 3 ani. Apoi să-mi dai matalii voie să iau din casa dumitale și-o-i voi eu. Vorba asta, mă, isteciule, mă. Da, iată așa. Mă, de pomenești cu ai vrea să-mi iei sufletul din mine. Sau cine știe ce drag ce mai veni prin cap să încerci. Ba nu, bădii, Stani, ba nu. O să am eu grijă să-ți iau din casă ceva și nu o să-ți facă nici o trebuință. Ba, țăr de ăsta nu vine la socoteală. Vorbește de slușit că să-ți pot înțelege, mai șotul dracului și ești. Bădii, bădii. Hai că n-o să fie un cap de țară și așa o să-ți iau eu din casa dumitale. Așa că nu te mai împotrivi pentru timir și mai nimica. Haide, haide, că o să-ți fiu slugă credincioasă și o să te ajut în sporirea averii. Hai, o să fiu tăcut și cu mințel, taman cum îți dorești dumneata. Mai de silă, mai de milă, mai crezând în vorbele băiatului, mai îndoindu-se, Stanul nostru l-a primit în casă, i-a dat să mănânce niște mușdei cu mămăligă, apoi l-a pus la treabă. Chirică s-a dovedit a fi liniștit și harnic, plin de bunăvoință, de parcă ar fi muncit pentru propria lui casă. Cât ai bate din palme, băiețandrul făcea orice treabă, construia cotețe pentru păsări, șuri și ocoale pentru boi și vaci, hambare pentru grâu și toate cele trebuincioase într-o gospodărie. Din ziua în care Chirică se tocmise slugă la Stan, zi și bate, averea omului crescuse înzecit, însutit. Aproape 2 ani de huzureală trecuseră și Stan uitase de mult de urât și singurătate, iar norocul nu locolea niciodată. Chirică nu era însă cu adevărat mulțumit. Pasămite, știa el ce nu știau alții. Auzi, stăpâne! Mă auzi, stăpâne? Ce s-au Chirică dacă îmi vorbești? Vorbești să-ți ghicesc gândurile acum. Da, hai că vine neapărat. Auzi, stăpâne? Auzi, lumea! Păi nu mi-am luat nume de rău ce ți-o-i spun eu. Ce-ar fi să te însori, ai? Da, adică mâinii pomenii îți trece tinerețea și te vezi fără suflet viu prin casă, fără un urmaș acolo, a? Că mai știi ce se poate întâmpla, puh, duc-se pe pustii. Și atunci cui va rămâne atâta amar de avere? Ce spui, mă, băieti, mă, asta te doare pe tine? Mă, cu ce-ai găsit să mă însor când zi da mai bărbatul copt? Măi, bine să ne vrei să-și facă dracu din râs de mine, mă. Mai râdi, mă, așa. Nu vezi că sunt mai mult bătrân decât tânăr? Ba, stăpâne, nu ți-a trecut vremea, ascultă-mă pe mine. Nu, ești numai bun din surat, că ai de toate ca să-ți ții nevastă și copii. Slavă Domnului! Puh! Că altceva nu pot să zic. Băi, dragi, măi, dar știi că vorbești în dodii câteodată? E? Și nici n-am toate cele trebuie nicioase, că vorba aceea când se însoară, nu-i dă moară. Păi pentru o nuntă ai nevoie de grâu, nu glumă, să coși aluaturi peste aluaturi. Nu știi tu că gura, burta însă înaintea tuturor celorlalți. Păi, așa zici, mă, tale, stăpâne. Dar, păi, las pe mine că te fac să ai grâneturi pentru pâine și colaj, nu numai pentru nuntă, ci și pentru cumetrie la primul copil. Vorbește gura fără tine, mă, Chirică. Ba, nu! Vezi, dumneata, badi, Stani, ia uite de parte, colo, lanurile acelea multe cu grâu care dă în copt.
Le văd. E, du-te în data mare la stăpânul moșii și tocmește-te să-i strângi tot greun mari grămezi, numai pune de dus acasă. E, și când te-o întreba, și plată să-ți dei pentru trebușoara aia asta, care nu-i deloc ușoară, apoi spui matale că nu-ți trebuie decât atâta greu cu paie cu tot, cât vei putea duce în spate matale, în soță de o slugă. Și sluga aceea voi fi eu, bun înțeles. Mă, Chirică, te știu băiat cu minte, dar acum parcă ai vorbit de pe altă lume. Bine. Cum n-ai babri să se șerăși să strânge în singură ta mare de greu? Mă, tu vezi că nu-i de șagă cu mine și odată mă supăr. Valeu, valeu, stăpâne, stăpâne, te rog eu să faci cum zic și o să cunoști după aceea cine sunt eu și ce și pot. Hai că n-o să te fac de rușine. Cu un gând să se ducă și cu 10 nu, Stan, mai zis și Ipate, și-a luat inima în dinți și s-a înființat la curtea boierului ca să se tocmească după cum îl învățase năzdrăvanul Chirică. Ei, bădini, stane! Cum am luat vrea tocmeala cu boierul, ha? Ia, m-am prins cu el că-i dau gata lanurile, strâng greu în grămez, după cum i-ai zis tu. Aha. Dar m-a apucat groaza când am trecut pe lângă lan și am văzut cât e de mare. Mă, Chirică, nu cred că o scoate mă la capăt, bă, și dăm de rușini, mă. Bine. Dracu, știi ce o să faci în caldă, nu poți zici. E și-o grijă, stăpâne, că doar ești cu mine. Uite, uite, băi, uite ce spun eu, Chirică. Hai să luăm ce ne trebuie și să mergem să ne apucăm de treabă încă din seara asta. Ca dimineața să ne prindem muncind în lan. La mare greu m-am băgat din pricina ta. Drag de om ce ești. Pe înserat, Stan și Chirică s-au dus la ogorul cel lung și lat, chipurile să se apuce de secerat, iar băiețandrul l-a îndemnat pe stăpânul său să se odihnească o leacă pe iarbă, să mai prindă niște puteri pentru trebușoara ce o aveau de făcut. De cum l-a văzut adormit, Chirică a tras în șuierat de adunat la lucru toată drăcimea din iadul lui Scaraoțchi. Ajutați-mă că nu se știe când vă voi fi și eu de folos vouă. Așa, se cerați repede greu ăsta, legați-l în snop, faceți-l clăi. Așa, sufați aer din nări ca să se usuce, așa. Dați-mi asta e claca dracului, băi, Chirică. Când ne pui la treabă, mai aditir ca un bătaf de căreș. Dragi și nici cât de cu sârg, mă! Da, cu sârg pe de ziua și trebuie să vă luați tălpășița! Păi da, așa e, unii cu folosul, da, iau de tine! Și noi cu bonos! Hai, mă, hai, mă, numai vorba de tine, încopitatule și împielițatule! Ia uite ce de mai treabă au făcut frățânii noștri, hai, hai, pun-te pe cărat, că n-avem vreme de flioncănit! Hai, 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 hai! În zori de ziua când Stan, mai zis și Ipate, a deschis ochii și a văzut că tot greul era adunat în două grămezi mari și într-o a treia uriașă, s-a gândit că visează. Vai de capul meu, Chirică! Spune-mi că nu-i adevărat și așa văd? Ba, e adevărat, stăpâne, e adevărat cum te văd și cum mă vezi! Așa e, tot lanul-i seșerat, strâns și pus în grămezi. Măi, să nu-mi spui mie, Stan, dacă tu nu ești dracu gol, măi, Chirică. Altfel n-ai fi putut face, mă, și ai făcut tu noaptea asta. Hai, lasă, lasă pleacurile, stăpâne, și hai, ridică-te în capul oaselor, că apare boierul calare de calul lui și trebuie să ne luăm partea. După tocmea la dreaptă și ai făcut. Hai, iotă-l, iotă-l, că-l. Nu mai spune în halul ăsta. Te-ai speriat. Ori l-ai văzut pe dracu?
Ei, nu, 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 numai noi suntem pe aici, boierile, că am dat gata să șeratul și stresul greului. Bună dimineața, Cucoane! Mulțumit de treaba mântuită din noi pe ogorul Italiei? Mulțumit, na, ce să zic, numai, Doamne, iartă-mă, ucigă-l toaca. Mai era fi putut duce la capăt o asemenea ispravă. Doamne, iată-mă! Da, 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 și noi că, de boierule, n-ai ani găsit vreo pricină, ori greșesc, a? La bunul Dumnezeu, da, și nu mai vreau decât să scap de-al de ăștia ca voi. Păi atunci de-o-mi lua plata după tocmelă și-o-mi pleca în treaba noastră. Aha, așa-i, stăpâne! Ia, ia matale în spate și poți duce, hai! Că ia ca eu voi lega grămada și mare cu frânghia aia asta. Și-o pleca la plășele noastre mare. Omule, struga asta ta nu-i om. A apurcat în spate grămada cea mai mare de grâu și a luat-o lăsănătoasa de parcă l-ar goni dracu din urmă. Dar nu poate, văd și eu. Dar asta n-a fost înțelegerea din capul locului. Stai, bă, omule, stai. Stai. Stai că obosit să vorbim o leacă. Păi dacă îmi faci și tu încă o grămadă mare ca asta, mă lasă la clipit pământul. E boierule, eu m-am ținut de cuvânt. Să mă imuți aici să nu te calișești de plan. Na, mă, omule, na. Mai na, ia de la mine banii ăștia. În locul greului ce-ai putea încărca în spinare. Aulă, oi fi și tu un diavol. Ca și struga ta. A, Doamne, ferește Dumnezeu! Cucoane, eu am în casă crușii de aur, icoane, pitați pereții. Păi, da, și, am un cic cu sârg, asta-i tot. Mie îmi spui? Păi ce? Crezi că nu-mi dau seama că n-ai umblat cu lucru curat? Am mai văzut să cel tor până la vârsta mea. Oi fi, măi fi tu, Doamne, iartă-mă. Ucigă-l toaca, oi fi, nu-mi pasă, ce am eu cu sufletul tău, o să dai singur seama în fața lui de sus. Acu atâta te rog, primește banii ăștia în loc să-mi iei din greu și du-te la alte case, în plata, Doamne, iartă-mă, în plata Domnului, că eu am pățit-o rău cu tine. Doamne! A luat banii. Ce era să facă? S-a dus spre casa lui și când a ajuns, a dat de altă minune. Chirică trăierase, vânturase și măcinase tot grâul și a fost tare mulțumit de banii pe care boierul îi dăduse lui Stan. Tati bune și frumoase! Da, acum ia gândește-te, stăpâne. Ia ca eu mânii pe mine să împlinesc anii și plec și mata o să rămâi fără mine. A, păi o să scade greu să rămâi așa sângurel în dita maicăsoaia. Hai și zici, hai, tinsori, orba. A, păi dă-mă, Chirică, parcă nu vine a zi și da. A, deși un pas greu, măi. Păi da, da. Știi ceva? Hei. Mă tem tare de tot ca nu cumva să-mi iau eu pidracul pe cap, mă, să-l aduc cu lăutari în casă, ca apoi nu mai pot scoate nici cu 1000 de pop. Te las pe mine, bade, Stane, că te-ai faci și eu să-ți iei din nevastă o femeie bună, mă, cum nu s-o mai afla alta pe lume. Duminica viitoare o să-ți alegi mata la hora din sat o fată după inima dumitale, bine? Bine, bine, și mare lucru, doar de jucat la hora mai jucat. Păi da, acum că vrei strânsori, o să facem cum te sfătuiesc eu, să știi? Uite cum, eu o să stau pe departe cu băieții acolo, iar Natalie prin tingore lângă o fată care ți-o plășe. E, și după aceea, o ochesc eu bine și spui eu ce zace întrânsa. Îndrășit mai ești, mă, Chirică, mă. Zău că nu-i lucru curat cu tine. Păi da, stăpâne, în zilele noastre, dacă n-ai și o leacă de drașa... Pardon. Să zici și cât e fără sfinței. Puh, și iar nu-i bine. Chirică, să fii tu al dracului. Vezi că te-am ascultat și am venit cu tine tocmai în satul Vișin. Doar ți-o fi pe plac fata pe care o alegi. Ori tu ești în stare să găsești cusuri și diamantului cât ar fi de strălucitor. Na, niciun dat. Ia zi.
coadana de azi ți-a convenit să-mi o aduc de nevastă? Ba nu, stăpâne, nu, eu ți-am spus că vreau binele. Și o să-ți fac binele, măcar că în sila dumitare, să știi. Îți spun eu că nici aia asta nu-i din noi, că are două coaste de dracă întrânsa. Știi ceva, băiete? Eu gândesc că tot om alege, om alege până om culege. Ba nu, stăpâne, nu n-ai de ce te grăbi. Duminica viitoare, poate că o să joci lângă o fată mai de... Doamne ajută! Când e omul în doi peri, să te ferești de dânsul, zice o vorbă din bătrâni. Iar Stan cam așa era. Arde foc în paie ude, atât de adânc îi intrase în minte ideea de însurătoare, că tot ofta și sughița și se părea că duminica venea prea încet pentru dorurile lui. Se face în sfârșit duminica și Stan o pornește din preună cu Chirică în alt sat, la horă. Acolo pune omul ochii pe un puișor de fată care îi juca ochii în cap ca la o șerpoaică. Joacă ei doi ce joacă, nu se mai săturau de horă și de ochiade și strângeri tainice de mână, iar Stan îi tot arunca priviri întrebătoare slugii, însă acesta făcea pe nizdaiul. Pe înserate, când s-a spart hora și au plecat toți pe la cășile lor, Chirică a deschis primul vorba. Stăpâne, stăpâne! Ei, află că aia asta e potrivită de nevastă pentru dumneata. A, dar dacă drept e că are și eu o coastă de drac, dar numai una singură și vorba aceea. Trăind și nimurind, eu îmi scoate noi și coasta aceea rea. Da, iehei, dă-ste pup mâncat iar tata din dăștep, măi. La urma urmă, și mare lucru dacă are o costiță pe dilături. Ia ca, tu o duci tu, binișor. Mă, și-aș pune pariu că toate coastele tale sunt de împielițat. A, băi, abia să nu zici vorbă mare, stăpâne. Apoi și de-ar fi așa, află de la mine că sunt alții și mai răi ca mine, să știi. Ce-i, mă, Chirică, mă, te-ai supărat cumva? N-ai voie să te superi, mă, tocmai acum, când mi-am găsit aleasa inimii. Când vine să zbor din fericire. Aoi! Nu, Badistane, Badistane, așteaptă-mă tale o lecuță să facem nunta, să-și aducă fata zestră la dumneata acasă, să se vadă ea stăpână pe inima dumitale și pe urmă o mai vedea noi fericire. Măi, cum te pricepi tu să strigi bucuria omului, mă? Ba nu, că știu eu ce știu, da vorba aceea, pe toate le-om drege când a venit clipa trebuincioasă. Badistane, întâi ia du-te matale de o cere de nevastă de la părinții ei, că săracii oameni or să sară în sus de bucurie când or vedea un ginere așa de bun ca dumneata și or să vrea să facă nunta cât mai degrabă. Hai, du-te! Nu prea înțelegea Stan cum se brodeau lucrurile și se întâmplau toate după cum spunea Chirică, dar și acum nunta s-a făcut repejor și pace bună. Nici nu se împlinise bine anul de la nuntă și ea ca nevastă lui Pate aduce pe lume un băiețel frumos și sănătos. Copilul împlinise vreo 3 luni când, într-o zi, apare socrul lui Pate, tatăl fetei, să invite la o nuntă în satul lui. Ziua bună! Ia zi, tată socrule, ce mai veste poveste? Ce treburi ai pe la noi? Da, păi, am venit să vă poftez la nuntă, că se însoară un frate mai mic al nevestii mie și am zis că veniți și voi să vă giftuiți, ha? Să vă veseliți și să jucați după placul inimii. Ce? Păi, de, tăicuț, să știu și eu. De-acu băiețelul a mai crescut o leacă. Stăpâne, 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 nu te supăra! Ia vină în coașe, că eu nu pot să ridic singur capacul de pe butea aia asta. Hai, mă, trași răbdare, doar nu dau turșii. Nu vezi că am de schimbat o vorbă cu socrul meu? Dar nu mai de aia, lasă-l pe socrul mă tare. Hai, vină în coașe, ajută-mă să mă ac trebușoara aia asta, bădie. Hai că pe urmă ai m-a dat tot timpul să pune țara la cale. Bine, o, că vin, mă. Ce-o vrea și ăsta? Stăpâni,
Stăpâne! Ce, mă? Fiate, zi socrului matale că ai tare multă treabă pe acasă, știi? Da, să se ducă la nuntă mai întâi femeia dumitale și copilașul, da? Că apoi s-ar putea să te duci mai la urmă și dumneata. Hai, lasă, lasă, că după aceea îți spun eu ce mai avem de făcut. Hai, hai, zi așa, zi așa. Mă, Chirică, măi, firai tu să vii, merg pe mâna ta drăcească și de aici stădată. Hai, zi așa, zi așa. Mi-ți era furisitul de capac, să știi, mă. Bă, slugă, obraznic, mă, să nu mai mă întrerup, mă, din vorbă pe gol și-n fleac, mă. Da, că mă, ia, că mă, prostiile tale. Da, da, da. Unde rămăsesem, taică, socru? Băi, la nunta lui cumnată mi-o ipate. Da, da. Veniți, ori nu veniți. Păi, da, da, da. Ei, taică, socru, am niște acareturi musai să le repar. Până nu dă ploaia și mă bate gândul că ar fi bine să vină nevastă mea întâi. Bun înțeles, ia și copilajul cu dânsa, nu? Păi tu, ipate, rămâi singurel? Așa treabă nu-mi place. Lasă, taică, socurile, că poate-i sfârși reparațiile mai devreme și o vine și eu să joc o licuță la nuntă, nu? Bine, omule, cum vrei. O iau eu chiar de azi cu mine pe femeia cu nepoțelul și plecăm. Să vezi ce o să se bucure maică sa când o mai ajunge toți trei acasă. Mai ales să-l poată ține în brațe pe ăsta micu. Stăpâne, bine că au plecat fără prea multă ciundăneală, că a sosit vremea să scoatem coasta cea de drac din femeia dumitale. Hai, gătește-te repejor de drum și du-te în satul socrului. Dar nu te du la nuntă, ca să nu te vadă ei. Alături de casa socrilor stă o babă într-o căsuță ascunsă printre copaci. Și ce-mi trebuie mie baba și ea? Ai răbdare, bădie. Așa e un tălpoi de babă meștere la blestemății, cum îi sfredele dracului. Tragi-n gaz de la dânsa și fă-te că ești un drumeț străin căruia i-a căzut cu tronc femeia dumitale. Pune-te pe lângă babă luntri și punte, juruiește-i cerul și pământul, roagă-o, cum îi știi, numai să ți-o momească pe nevastă și să ți-o aducă acolo. Ai să vezi atunci de câte sunt în stare babele ca ea și cât de credincioasă ți-e femeia. Cu inima cam îndoită, Stan a făcut întocmai cum îi spusese Chirică și a luat-o pe babă pe ocolite până i-a spus că l-ar dea sufletul după tânăra nevastă și că-i dă o pungă țoșcă de bani dacă i-o aduce la ea acasă să o vadă mai de-aproape. Vai. Doamne, doamne, firești, un bun așa o treabă, dar o să cade săraca din mirilor mirușirii. Fimeia are bărbat frumos și bogat, să înțeleg bine. Au și copil. Nu, să știi că dânsa nu-i din acelea din care gândești dumneata, na. Și te rog eu, fă bine la ista și o să ai de la mine mai mult decât punga de bani. Nici vântul, nici pământul nu o să se știe ce se întâmplă în casa dumitale. Mai un pul decât o pucă din pâine. Păi dacă e așa, mâncă chiar purii. Să te mănânci și omule, că mi-am găsit necazul cu dumneata. Da, eu pricep și o să zic că pârdalnică chișcătură de ele. O să fac, eu și-ai putea. Dar să știi că îmi pleznește obrazul de rușine să mă înfățoșez dinaintea femeii cu vorbe din astea, până să rușinoase. E bine că nu vine la nuntă și bărbată și... Hai că mă duc, vorba aceea, încercarea moartei n-are și pe urmă nici nu știi de unde sare iepurile. Tălpuiul iadului de babă s-a dus pe lângă nevastă și ce i-a spus, ce nu i-a spus, a învățat-o cum să plece din casă pe înserat
când era nunta mai întoi. Nu se poate, mătușă, nu, nu, nu. Ascultă-mă pe mine, nevastă. Nu, nu. Că nu fi lucru tot mai rău să șuguiești o lecuță, știi? Cu drumețul și ala. Hai de mine. Știi ce trebuie să faci? Trezește-și copilul din somn și el atunci o să-și apă să plângă. Atunci taică-tu are să-ți zică să-l iei și să-l duci la baba de alături, adică la mine, ca să nu se strice nunta. Îl știu eu pe taică-tu, că e el de supărășos și nu-i plac orăcăielile de copil. Ei, mătușă, mătușă! Crezi că o fi bine să facă așa o treabă? Ei, tu vină la mine, fată, hei, și o să vezi și bine să te subi. Femeia lui Pate, chiar cum a învățat-o baba, a făcut. Și cum a intrat în casă, a început a chicoti și a povesti versii uscate de la nuntă, fără a-și da seama că străinul acela era chiar bărbatul său. Stan, povățuit de Chirică, le-a dat câte un pic de băut până le-a amețit pe amândouă. Apoi și-a furat copilul din covățică și a fugit cu dânsul acasă. Ei, stăpâne, minciun ți-am spus eu, ori ba? Adevărul mi-ai spus, Chirică. Și acum văd și eu ce poate fi mea. Băi, niciun ceas nu mai trăiesc de acum înainte cu dânsa, mă. Dracului pomană dau de soi rău ce zace în ea. Bă, nu te las să faci una ca asta, stăpâne, nu? Că ai una din cele mai bune neveste de pe pământ. E una. Aici îi devine băbătia aceea, îți spun eu cu mâna pe inimă, stăpâne. Femeii dumitale îi scoate azi costița de drac și o să ai de acum înainte parte de o viață tare bună alături de ea. Crede-mă! În acest timp, nevasta lui Pate și baba s-au trezit din amețeală și s-au speriat de moarte. Nu mai era nici urmă de străin prin casă, dar și copilul dispăruse de parcă ar fi intrat în pământ. Atunci, numai ce-i dă dracu prin gând babei că tot ar putea scăpa amândouă basma curată. Vai de mine, nevastă, hei! Mare belea mi-am găsit cu tine! Tași, mă, tași, tași, tași din jălit! Și ascultă, și ascultă și trebuie să faci! Ce mă fac, ce mă fac, sărăcuța de mine! Că mă omoră, Ipati, din neatrăstia dracului! Măi, dar tași, mă, tași, 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 am o idee! Tași, ia ca, o să luăm motanul meu... Îl înfășurăm în cârpi ca pe un copil, așa, îl punem în albiuță, apoi dăm foc casă pe dinăuntru. Stai liniștită că noi ieșim și când s-o aprinde focul mai tare, începem a boși. Atunci a să boșești în gura mare și să strângăm foc, foc, foc. Ei, și până ori sări oamenii de la nuntă, casa o să ardă în întregime, ia ca așa, și toți or să creadă că motanul făcut scrumii copchelul tău. Plagi, nu, 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 plagi! Aoleu, dar altă lanima face ca să scăpăm din inorocire. Nu, mă, că nu-ți place. Da, da, eu care rămân. Vai de bătrânețele mele, pe droguri, că mi-arde casa. Ia-ți, lasă, mătușică, dragă, că o să treci noi și peste asta. Te iau la casa mea, mătușică. Bărbatul meu e ca pâinea de bun și o să se îndoplice să stai cu noi ca e mămucă. S-au făcut toate după cum plănuise baba. Oamenii au sărit să stingă focul, femeile au jeluit pierderea copilului și a doua zi, tatăl femeii le-a dat un car cu boi și un argat să le ducă pe cele două la Ipate acasă. Pe drum, nevasta i-a zis babei să se vâre într-un sac mare ca să-l ia cu binișorul pe bărbasul și să nu cumva să bănuiască vreo treabă necurată argatul Chirică dacă o va zări pe bătrână. Mătușică, mătușică, n-ai atitieme! O să-i spun lui Stan al meu că am în sac niște buși de cânipă de la mămuca pentru un pitic. Oi, rămâne matale în sac numai până când s-o duci de la noi dracului pomană argatul acela ticălos.
că azi împlinește 3 ani de slugăreală. Și ia tălpășița. Ajunge femeia acasă, lasă toate cele în car și se duce plângând la bărbasul să-i spună cele întâmplate. Dar nici Stan, nici Chirică nu erau pe acolo. Atunci nevasta îi poruncește argatului să ia sacul cu baba în trânsul și să-l pună în căsoaie pe cuptor, pe după horn. Iaca, în scurt timp, se ivește și bărbatul ca venind de la câmp. Ea sare plângând înaintea lui și îi povestește nenorocirea după cum se înțelesese cu baba. Aoleu, mă, Stane, mă, ce-am făcut, mă? Lasă, da, stai, măi, 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 nevastă, mă, ogoiește-ți durerea, stai, că de-o-mi trăi, o mai face noi și alți copii, stai. Așa o fi fost dat de la Dumnezeu. Păi, dumneata, te uiți în gura ei, stăpâne. Păi, dar dumneata, crezi ce spune? Ia, hai mai bine să o cenătuim. Hai, pune-o jos pe podea și ține-o bine ca să-i scoatem costița aceea de drac. Și faci mă multe. Și odată mi-o șfăcăi pate de cozi, o țintuiește la pământ, iar Chirică îi numără coastele din stânga. O găsește pe cea de-a patra, pune dalta, dă zdravă în cuciocanul, o trage cu cleștele și scoate coasta de drac afară. Așează apoi pielea la loc, pune el cine știe ce pe rană și aceasta se tămăduiește pe loc. Așa, de-acu, stăpâne, ai femeia cum se cade, care ți se cuvine. Numai să te pricepi să o ții din frâu câteodată și să-i mai retezi unghioarele. De cum ar termina trebușoara aceea, Chirică s-a dus la vecini și a adus copilașul viu și nevătămat. Iar nevestei i s-a încleștat gura de mare uimire. Chirică n-a băgat-o în seamă ce a început a-și lua rămas bun de la Stan. Apoi, stăpâne Stane, azi mi s-au împlinit cei 3 ani pentru care ne-am tocmit. Rămâi sănătos, stăpâne, cu cei dragi ai dumitale, iar eu mă duc la, mă rog, de unde am venit. Să știi de la mine, stăpâne, și să le spui și altora. Că te-a slujit un drac 3 ani numai pentru un boz de mămăligă cu brânză pus pe buturugă în pădure și pentru un putregai de căpătâi ce-mi face trebuință sub talpa iadului. Ce putregai visezi, mă, Chirică, mă? Păi iată, stăpâne, putregaiul, iată-l colea, se găsește în sacul ăsta pe care l-am ascuns după horn. Ia-te-l acolo, ia-te-l. Nu lăsa să ia sacul. Bărbatii, nu lăsa să ia sacul sării. Lasă-l, mă, să iei și vrea el, mă. Așa ne-a fost tocmeala. Păi așa? Facem noi rost de alți câți nevestigă, dragă. Hei, mie îmi pare rău de drăgușorul ăsta de Chirică. Știi doar cât bine ne-a făcut la amândoi. Întuneșimea ta! Întuneșimea ta! Am sosit și-am adus în sacul ăsta o codoașcă de babă numai bune din tărit talpa iadului. Băiete, dă să te pup! Că n-ai suferit degeaba 3 ani pe pământ și te-ai făcut al dracului de deștept! Mă, drace, mă! Mă, codiță în bârga! Codiță în bârga! Thank you.
Ia că așa, oameni buni, s-a izbăvit Ipate și de dracu și de babă și a trăit mult și bine cu nevasta și copiii săi, cât s-o mai fi avut după aceea. Și ori de câte ori încerca cineva să-l aiurească în vreun fel sau altul, Ipate dădea din capa neîncredere. Nu, ia păziți-vă mai bine treaba voastră și nu spuneți mie că ai vers pipăreți, că eu mi stan pățitul, mă! Ați ascultat Stan zis și Ipate sau La orice treabă pe Stan pățit întreabă. Scenariul radiofonic de Sanda Socoliuc după povestea Stan pățitul de Ion Creangă. Distribuția a fost următoarea. Povestitorul Mihai Constantin, Stan Claudiu Blionț, Chirică Petre Lupu, Scaraoschi Dan Condurache, Țăranul Ion Dumitru Chiesa, Boierul Romeo Pop, Socrul Titi Dumitrescu, Nevasta Silvana Ionescu, Baba Genoveva Preda, Un Țăran Gheorghe Pufulete, Ilinca Violeta Berbiuc, Nicolae Romeo Stavăr, regia de montaj Mirela Anton și Marilena Barabaș, regia de studio Violeta Berbiuc, coloana sonoră și regia artistică Vasile Manta, producător Irina Soare.